Punctul de frontieră de la Vama Veche este din ce în ce mai aglomerat. Mii de ucraineni se întorc din Bulgaria din cauza faptului că autoritățile de acolo au decis ca hotelurile să fie eliberate, deoarece începe sezonul estival, iar unitățile de cazare trebuie să își onoreze rezervările făcute de turiști. Conform Digi24.ro, după ce au stat câteva luni în hotelurile de pe litoralul bulgăresc, refugiații ucraineni și-au făcut bagajele, s-au urcat în autocare sau mașini personale și au plecat către România. De la începutul săptămânii până acum, în punctul de frontieră de la Vama Veche au sosit 130 de autocare din Bulgaria. Odată cu ele au ajuns și 6.000 de cetățeni ucraineni, cei mai mulți dintre ei se întorc în țara natală. Refugiații au fost nevoiți să plece din hoteluri după ce Guvernul bulgar a decis că de la 1 iunie unitățile de cazare trebuie să fie gata să își primească turiștii. Cei mai mulți refugiați nu au vrut să meargă în alte orașe din Bulgaria și au hotărât să se întoarcă în Ucraina. Autoritățile din România spun că cetățenii ucraineni doar tranzitează țara noastră, fie se întorc în Ucraina prin diferite puncte de frontieră din țară, fie se îndreaptă spre alte țări din Europa. Cei mai mulți ucraineni au ajuns la Vama Veche în 1 iunie, relatează Digi24.ro.